sună un glas, e înger cu vestea profeției ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spunem un bun venit aici, la Iacov Israel, de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră.
Lăudat să fie Domnul, pentru că încă mai putem să transmitem Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă acum transmitem pe această platformă, pe YouTube, îi mulțumim lui Dumnezeu că poarta aceasta a rămas încă deschisă. Nu știm pentru cât timp, de aceea vă rugăm să dați distribuire, să vă anunțați între dumneavoastră, iar dacă puteți copia aceste linkuri și să le distribuiți în paginile dumneavoastră, puteți lucra împreună cu noi pentru a câștiga suflete pentru Hristos. Observ că din zi în zi lațul se strânge în jurul Cuvântului Dumnezeu și cel rău nu dorește ca aceste mesaje să fie transmise. Dau slavă lui Dumnezeu pentru că îl ține departe și putem și în această seară să avem pâine proaspătă din împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fii, Doamne! Mă rog ca Domnul să facă ca acest cuvânt, când va ajunge în casele dumneavoastră, Duhul Sfânt să miște inimile dumneavoastră și inima mea și cu toții mișcați de acest cuvânt care este din partea lui Dumnezeu să ne întoarcem grabnic la El. Dragii mei frați, înainte să intru în mesajul din seara aceasta, aș vrea să vă vorbesc puțin despre grupul nostru de la Iacov Israel. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că facem parte din acest grup minunat care lucrează și nu obosește în a împărți pâine, în a împărți cuvântul transmis din partea lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta frații vor merge la Brașov să ducă iarăși o parte din cărți, vor duce încă 20-25 de mii de cărți. Săptămâna trecută au fost acolo, au băgat în Brașov, deci au distribuit undeva la 20 și ceva de mii de cărți. Urmează să mai distribuim încă 25. De duminică frații vor fi acolo, dar cărțile le vor duce săptămâna aceasta. Rugați-vă pentru ei, rugați-vă ca oamenii să primească Cuvântul lui Dumnezeu și cu toții să ne pregătim pentru cer. Aș vrea să vă mai spun că de astăzi, da, am dat acordul ca fratele de la tipografie, fratele Emil, i-am spus gata, puteți tipări cartea aceasta nouă, care se numește Ultimul apus de soare. Este o carte care, aș vrea să vă spun câteva titluri care le are, câteva capitole pe care Dumnezeu mi-a pus pe inimă să le scriu aici. Evenimentele ne arată că timpul a sosit. Privind în lume, arătăm exact unde suntem, la ce bornă kilometrică ne aflăm. Prețul plătit, cum Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât pe pământ, iar pământul acesta l-a primit, punându-l oamenii pe pământ, punându-l în mijlocul celor fără de lege, a târnat pe o cruce între cer și pământ, stropind pământul cu sângele lui. 3. Biblia darului Dumnezeu pentru omenire. Cum pentru cartea aceasta sfântă a curs foarte mult sânge. Pentru un singur verset. Dacă erai prins având în casa ta un verset din Scriptură, erai condamnat la moarte, ars pe rug sau aruncat la fiare, omorât, fără niciun drept de apel. Dar astăzi avem așa de multă libertate și noi încă suntem departe de cuvântul acesta scump al lui Dumnezeu. Deci vom merge pe Biblia darului Dumnezeu. Tu pe cine crezi? Aici Domnul mi-a pus în inimă să vorbesc despre marea înșelătorie, marea înșelăciune, amăgire pe care Satana a folosit-o cu primii noștri părinți și o folosește de atunci. Este veche, dar încă este proaspătă și nouă pentru mulți. Domnul spune, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Satan spune, nu vei muri. Nu vei muri. Și uitați-vă cum oamenii cred că omul după ce moare, de fapt nu moare și el merge nu știu câte vămi și arătăm acolo pe larg toate obiceiurile, ritualurile acestea satanice care se practică cu grâul acela, bobițele acelea care se aruncă de la casa celui decedat până la cimitir, cocoșii albi care sunt duși la preot când omul moare fără lumânare și multe, multe altele, apa aceea care se pune în cană, pentru ce? Lucruri diabolice.
Tu pe cine crezi? Pe Dumnezeu care spune că vei muri, plata păcatului este moartea, sau pe Satan care spune că nu vei muri? Mai este valabilă legea lui Dumnezeu? Vom merge pas cu pas, în poruncă, în poruncă, și vom demonstra valabilitatea legii lui Dumnezeu, care este de fapt caracterul lui Dumnezeu. Închinarea la sfinți, icoane sau cruci, vom demonta tot, de la A la Z, cum a apărut lucrurile acestea. 7. Mesajul celor trei îngeri. Foarte interesant, mesajul celor trei îngeri. Voi vorbi despre papalitate, cum au schimbat, când au schimbat, cine este, ce înseamnă Vicarius Filidei. Și ultima, sărbători și dogme religioase introduse în creștinism de tradiție, cum tradiția a introdus aceste sărbători, numindu-le creștine. Va fi o carte, am optat să o facem cu litera puțin mai mică decât Scapă-ți viața. Scapă-ți viața are litera de 14, iar ultimul apus de soare va avea cu 13, pentru că ne ieșau prea multe foi și ne costa puțin mai mult. Așadar, cartea aceasta va fi tot la fel ca Scapă-ți viața, da? Puțin mai mic litera, puțin mai mică litera, și ne va face la prețul de 0,72 de bani. Coperta este un roșu, un apus de soare cu niște fulgere, foarte interesantă, și coperta și tot, și Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu va chema multe suflete din întuneric la lumină. Așadar, toți acei care vreți să vă implicați în proiectul acesta, am înțeles că primele 25.000 de cărți vor fi făcute până la sfârșitul lunii acesteia, poate că începutul lunii care vine. În săptămâna, mai bine ne luăm o marjă de eroare, săptămâna din decembrie, prima săptămână. Toți care vreți să vă implicați în lucrarea aceasta, deja am dat comandă, fără bani, fără nimic. Noi știm că Dumnezeu merge înaintea noastră, ca norul acela și ca stâlpul de foc. Și am dat comandă, fratele Milu a întrebat, Marius, câte vrei să facem? Și am spus, 70.000. 70.000. Nu avem banii. Avem o parte din bani, dar nu îi avem pe suficient. Nu îi avem pe toți. Dar cred că Dumnezeu va mișca inimile fraților și ne vom prinde cu putere de acest proiect și vom merge înainte. Dacă anul acesta, grupul de la Iacov Israel, grupa aceasta minunată, s-a mișcat foarte bine, îmi doresc în anul care intrăm să nu avem timp de stat, ci să lucrăm cu și mai mare râvnă și putere pentru Dumnezeul nostru. Amin. Dragii mei frați, înainte să încep, vreau să mulțumesc fraților din Austria, gazdei noastre care a fost foarte, foarte amabilă și foarte bună cu noi, familia aceasta deosebită. Dumnezeu să vă binecuvânte, frați dragi. La fel, foarte mult vă mulțumesc întregii biserici din Austria, unde am fost primis cu căldură nemai întâlnită. Să fiți binecuvântați de Domnul. Mă voi ruga pentru dumneavoastră și rugați-vă pentru mine, ca de aici înainte să nu mai pierdem timpul cu lucruri dintre acestea copilărești și să luptăm împreună pentru a câștiga suflete pentru cer. Încă o dată vă mulțumesc din inimă pentru că sunteți minunați și sunteți copii iubiți de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânte, fraților! Dragii mei frați, mesajul din seara aceasta se numește Creștinii neconsacrați vor omorâ pe frații lor. Creștinii neconsacrați vor omorâ pe frații lor. Astăzi cineva mi-a spus, măi Marius, nu este puțin cam dur titlul acesta? Și i-am spus, nu este dur, pentru că Biblia spune lucrul acesta. Dar unde spune? Și i-am spus unde spune. Este așa este. Haideți să călătorim în Scriptură, să deschidem Evanghelia și să punem bazele acestui mesaj din seara aceasta. Rog pe Domnul să ne călăuzească în cuvânt. Rugați-vă pentru mine, am nevoie, și eu mă voi ruga pentru dumneavoastră ca acest mesaj
să ajungă acolo unde este nevoie. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Amin. Așadar, creștinii neconsacrați vor omorî pe frații lor. Deschidem Scriptura, Cartea Sfântă, în Evanghelia după Matei, la capitolul 26. Evanghelia după Matei, capitolul 26. Și vom citi de la versetul 14 până la versetul 25. Pagina 956. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tâia praznicului, azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Dragii mei frați, se apropiase timpul ca Fiul lui Dumnezeu să fie adus ca jertfă, ca mielul lui Dumnezeu să fie junghiat, să se termine odată cu jertfele acelea, cu ceremonia aceea care arăta, legea ceremonială care arăta către mielul lui Dumnezeu. Au murit mulți miei, poate că milioane de miei, a curs sânge mult și toți arătau că undeva în timp va veni mielul suprem, mielul Fiul lui Dumnezeu și va pune capăt acestui simbol. El va fi pironit pe cruce și va muri pentru păcatele noastre. Venise ziua, se apropiase timpul când Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, avea să sufere din partea celor care se numeau creștini. Dragii mei frați, împreună cu Iisus era un grup care toți spuneau că îl iubește pe Domnul, dar de fapt să știți că nu l-au cunoscut, nici marele Petru nu l-a cunoscut, pentru că în timp ce era cu Domnul Iisus Hristos se certau între ei care să fie mai mare, care să stea la dreapta, care să stea la stânga. De-abia după ce Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer, priviți că Petru își dă seama atunci și el spune: eu nu sunt vrednic să mor cum a murit Mântuitorul meu, pe mine de acum puneți-mă cu capul în jos, răstigniți-mă invers. Nu pot să se zică că Petru a murit ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În mijlocul acestor 12 ucenici, 11 au fost chemați de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar și-a făcut apariția un al 12-lea. Neinvitat de nimeni, omul acesta a venit să facă parte și el din numărul acesta de ucenici care vroiau să meargă cu Iisus și să propovăduiască Evanghelia. Curios, Iisus, care îi cunoștea inima lui Iuda și știa ce avea să se întâmple cu omul acesta, nu i-a spus: măi Iuda, eu știu cine ești. Tu nu ai dreptul să vii împreună cu mine.
Nu. Ci Iisus Hristos a tăcut și l-a lăsat ca acei 3 ani și jumătate să stea împreună cu el, să simtă prezența divină, să vadă cu ochii lor minunile pe care le făcea Dumnezeu, să vadă cu ochii lor cum Lazar ieșea din mormânt după 4 zile, mirosea greu. Să vadă cu ochii lor cum ochii erau orbii erau tămăduiți, șchiopii săreau în sus. Acest om, ucenic pe nume Iuda Iscarioteanul, Iuda Iscarioteanul, era un om neconsacrat, un creștin doar cu numele de creștin. Se pare că dintre toți ucenicii care erau în jurul Domnului Iisus Hristos, format din pescari și oameni neînvățați, omul acesta era, avea studii omul. El era cu punga, el mânuia foarte bine banii. De multe ori când punga aceasta se făcea grea, avea imediat obiceiul să o facă să nu mai atârne așa de greu. A fost ca un spin omul acesta lângă Mântuitorul. Aduceți-vă aminte când femeia aceea care a cumpărat vasul acela de nard a spart nardul acela și a uns picioarele Domnului Iisus Hristos, când a simțit el în camera aceea mirosul acesta de parfum, imediat cu o gură mare acolo și cuvinte care nu aveau rost și locul acolo, pentru că femeia aceea îl pregătea pe Domnul pentru mormântare și omul acesta fără rușine îl atacă pe direct pe Domnul Iisus Hristos. Nu era mai bine ca acest vas să se fi vândut și cu banii să-i dăm săracilor? Dar de fapt omul acesta nu avea grijă de săraci, ci Scriptura spune că era un hoț. Așa este, un hoț. O, Doamne, să stai cu Iisus, să stai cu Iisus la masă, să fii în preajma Lui, să te atingi de poalele hainei Lui și totuși să rămâi un creștin neconsacrat, cu picioarele lângă Dumnezeu, dar cu inima departe de Dumnezeu. E strigător la cer. Și spune că în seara aceea s-au strâns în camera aceea de sus. Era ultimul paște pe care îl mâncau împreună. Și în timp ce Mântuitorul era împreună cu ei și mâncau, deodată el spune, adevărat vă spun, că unul din voi mă va vinde. Deodată s-a făcut o tăcere acolo și spune Scriptura că ei s-au întristat foarte mult. Cuvintele acestea, foarte mult. Mie îmi sugerează că acolo a fost o tristețe atât de mare. Cum Mântuitorul nostru să fie vândut de unul din mijlocul nostru? Vedeți dumneavoastră, spune că în poporul Dumnezeu este greu și neghină. Noi nu cunoaștem neghina, nu cunoaștem greu. Noi nu putem să smulgem neghina, pentru că Scriptura spune, lăsați-o acolo, că s-ar putea să smulgeți și greu. Și nu este datoria noastră să smulgem, ci Dumnezeu va smulge când va veni secerișul. Acest om venise timpul ca să fie dată pe față nelegiuirea care se ascundea în inima lui. S-au întristat foarte mult. Nici poftă de mâncare nu au mai avut. Cum unul dintre noi, neconsacrat, să te vândă pe tine? Și spune Scriptura că au început să-i zică unul după altul. Erau 12 cu toții și au început fiecare, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Iuda nu zice nimic. Dar se întâmplă ceva. În momentele acelea când fiecare se cerceta înaintea lui Dumnezeu,
Uitați-vă că omul acesta neconsacrat, omul nelegiuit, are curajul să întingă în blid cu Iisus Hristos odată mâna aceea care puțin mai târziu avea să strângă banii din vânzarea Fiului Dumnezeu. Și Domnul îi spune, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Dragii mei, poate că au mai întins și alții în blidul acela, dar a venit un timp când Iuda, doar el și Iisus Hristos, amândoi, au întins acolo. Probabil mâna lui Iuda s-a atins de mâna Domnului Iisus Hristos și nu a avut niciun efect. O, Doamne, cât de rău se coborâse omul acesta până în locuința morților. Sufletul lui, inima lui, era toată dată lui Satan. Mi-aduc aminte de un caz când o femeie a venit să se atingă de poalele hainei Domnului Iisus Hristos și a zis în mintea ei, măi, decât să mă ating și voi fi vindecată. Și a fost vindecată. Iar acest om neconsacrat, creștin, cu numele, se atinge acolo în ultima fază și nu se întâmplă nimic pentru că el avea un plan. Spune Scriptura că a mers la preoții cei mai de seamă și le-a spus, ce vreți să-mi dați? El nu a mers cu un preț anume, pentru că pe Iisus Hristos nu poți să-L cumperi. El este totul. Și omul acesta a zis, mă, vreți să-mi dați ceva? Ce ați vrea voi să-mi dați? Cât vreți voi? Pentru mine nu valorează nimic Iisus Hristos. Nimic. Voi cât vreți? Îți dăm 30 de arginți. Oh, sunt mulți. Sunt buni. Și-au luat banii aceia. Dragii mei frați, ce putem să mai învățăm din lecția aceasta, de la omul acesta neconsacrat? Că omul acesta făcea parte din poporul lui Dumnezeu? Era din una din cele 12 seminții? El era crescut și instruit în poporul lui Dumnezeu? El cunoștea legea lui Dumnezeu? El cunoștea tot? Nu a venit din afară, ci omul acesta era crescut în poporul lui Dumnezeu. Să ajungi tu, care ai fost născut în credința aceasta, să-L vinzi pe Iisus Hristos pe nimic? Dragii mei frați, dați-mi voie să o aduc mai să actualizez. Sunt foarte mulți frați în timpul de astăzi care își vând frații pe nimic. Pe nimic. Le plac să vorbească despre frații lor lucruri neadevărate, fabule, minciuni. Minciuna spune că dacă o minciună o spui de multe ori, o spui de 1000 de ori, lucrul acela tu îl crezi, devine adevăr pentru tine. Tu nu mai crezi că a fost minciună, e adevăr. Să-ți vinzi frații. Sunt familii care se vând între ei. Sunt frați în biserică care se vând între ei. Pe ce? Pe nimic. Sunt oameni care se urăsc așa de rău. Mă, să nu văd eu pe sora cu tare că ține ea acolo lecțiunea. Mă, să nu văd eu. Creștini neconsacrați peste tot. În toate bisericile. Pe tot pământul. Vă spuneam că declarativ ne declarăm creștini, dar în realitate suntem departe, oameni buni, departe de lucrul acesta. Vânzători de frați, îi punem în poezii, în cântări și în loc să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, începem să predicăm unii de alții. Aș vrea să vă spun, dacă prezentarea pe care o ții nu are amprenta Duhului Sfânt, ai vorbit degeaba, ai adormit oamenii, spunând povești.
Vom fi răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Lăsați oamenii în pace și să nu ne mai vindem unii pe alții. Dacă n-am știut până acum că vânzarea de frați este așa de rea înaintea lui Dumnezeu, uitați-vă ce a făcut Iuda. După aceea, când și-a dat el seama că a greșit, în loc să alerge la cel pe care l-a vândut, să-i spună, Doamne, îmi pare rău, iartă-mă! Nu trebuia să fac lucrul acesta. Mă pocăiesc în sac și cenușă, nici nu vreau, Doamne, să îmi mai mi-amintesc de lucrul acesta, iartă-mă! Omul a fugit la ștreang, pentru că Satana l-a așteptat cu brațele deschise să-și încheie viața departe de Dumnezeu. Să stai 3 ani și jumătate cu Iisus Hristos și totuși să fii pierdut este strigător la cer. Așa să merg și să luăm un alt caz. Creștini neconsacrați, creștinii neconsacrați vor omorâ pe frații lor. Vă rog să deschideți de data aceasta Scriptura în cartea 1 Samuel, la capitolul 21. 1 Samuel, la capitolul 21. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 9, iar apoi voi citi de la capitolul 22, de la versetul 6 la 19. Este ceva foarte important aici. Și aș vrea ca să studiem împreună și să citiți, să aveți Bibliile deschise și să urmăriți ceea ce spun. Pagina 314. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui și i-a zis, pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine? David a răspuns preotului Ahimelec, împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis, nimeni să nu știe de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Acum ce ai la îndemână? Dă-mi 5 pâini sau ce se va găsi? Preotul a răspuns lui David, n-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei. David a răspuns preotului, ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați. De altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșit azi de acela care o va face. Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului, ca să fie înlocuită cu pâine caldă, în clipa când luaseră pe cealaltă. Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul. Era un edomit, numit Doeg, căpetenia păstorilor lui Saul. David a zis lui Ahimelec, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie, căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. Preotul a răspuns, iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Este învelită într-un covor în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este alta aici. Și David a zis, nu e alta ca ea, dă-mi-o. De la capitolul 22 vom citi de la versetul 6 până la versetul 19. Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiți. Saul ședea sub tamarisc, la Ghibea, pe înălțime, avea sulița în mână și toți slujitorii lui stăteau lângă el. Și Saul a zis slujitorilor săi lângă el, ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Isai la toți ogoare și vii? Va face el din voi toți căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100? Dacă nu, de ce v-ați unit toți împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiințeze ca fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea ca să-mi întindă curse și cum o face astăzi? Doeg edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns,
Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul și după toată casa tatălui său, după preoții care erau la Nob, ei au venit toți la împărat. Saul a zis, ascultă fiul lui Ahitub. El a răspuns, iată-mă, domnul meu. Saul i-a zis, pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Pentru ce ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a răspuns împăratului, care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Domnul pentru el? Departe de mine așa ceva, să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Împăratul a zis, trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el, întorceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, căci s-au învoit cu David, au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului n-au voie să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. Atunci împăratul a zis lui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg edomitul s-a întors și a lovit pe preoți. A omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Dragii mei frați, David fuge de frica acestui om care se depărtase de Dumnezeu, acest om creștin doar cu numele, neconsacrat înaintea lui Dumnezeu, a întors spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu a ridicat acest tinerel cu păr bălai pe David. Iar copilul acesta a înțeles chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a purtat frumos cu băiatul acesta, iar băiatul acesta împrietenindu-se cu fiul acestui împărat, acestui rege, care a fost ales de Dumnezeu, a fost primul împărat pus de Dumnezeu. La început, începutul domniei lui, omul acesta a fost curat, era temător, dar a venit un timp când a întors din toată inima lui spatele lui Dumnezeu, măcar că a fost atenționat de profetul Samuel. Omul acesta nu a vrut cu niciun chip să se întoarcă înapoi. La final a mers și a întrebat pe Satan direct și spune că s-a plecat înaintea chipului aceluia care îl văzuse femeia aceea din Endor, vrăjitoare, care de fapt era Satan. Și ultima plecăciune a dat-o lui Satan. Dragii mei frați, David fugar și a ajuns la Nob. Aici Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a oferit hrană, neștiind că Saul îl urmărea. Spune Scriptura că acolo la Nob era un om, era un edomit și spune că era închis înaintea Domnului. E, cuvintele acestea am căutat să văd despre ce este vorba și se pare că omul acesta făcuse ceva, vom citi din spiritul profetic și vom vedea, și era trimis acolo la preoți, unde preoții îl mustraseră, preotul din Nob, îl mustrase pe acest edomit. Dar ceva a ieșit din comun. Spune că acest doeg, edomitul, era căpetenia păstorilor. Cum să ajungi tu căpetenie, tu care nu ai fost din poporul lui Dumnezeu? Spune că el, tot spiritul profetic spune, dar voi citi imediat, era din altă parte omul acesta și spune că a trecut și el la credința aceasta a poporului Dumnezeu, dar de fapt omul acesta era un creștin neconsacrat. Vom vedea cine a fost omul acesta. Am căutat să văd care este semnificația numelui acestui om, Doeg. Știți ce am găsit?
spune că semnificația este aceasta. Cel care lucrează cu neliniște, este neliniștit omul. Îngrijorat, fricos, ascunde ceva omul acesta, imprevizibil, neliniștit. Dragii mei, înainte ca Doeg să treacă la fapte și să omoare pe toți preoții Domnului, pe cei 85 de oameni, spune Spiritul Profetic că omul acesta a vorbit cu gura lui foarte urât despre oamenii de acolo. Practic, i-a condamnat la moarte prin vorbirea aceasta pe care a adus-o înaintea împăratului. Vreau să vă spun că va veni timpul când mulți vor fi omorâți, pentru că așa spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Pe unii vă vor da afară din sinagogi, ba chiar vă vor omorâ crezând că fac un lucru bun. Până să te omoare, până va veni timpul acela. Sunt mulți doegi astăzi în poporul lui Dumnezeu și nu orice credință, nu orice biserică, care îl omoară pe frați, cu gura fraților. Pentru ei au format gura aceasta și pentru ei a dat de mâncare la gură să vorbească numai urât de frații lor. Nu se găsește nimic bun în nimeni. Ei cunosc pe toți. Doiegii lumea acesteia. Sunt și în poporul lui Dumnezeu și în toate bisericile și tot pământul este plin de doiegi, de domiți, care nu știu altceva decât să caute greșeli, să-ți iau un cuvânt de aici, unul de dincolo. Ți-e și frică să vorbești că nu știi cum îți scoate din prezentare o frază și o pune dincoace și ce-i mai faci? Doamne, ferește-ne de doieghe domitul! Mulți omoară cu gura și te fac praf când cineva începe să predice la amvon, să trezește unul cu gura tare care el nu are rușine. Doieghe domitul nu are rușine și strigă tare că nu este... Chiar așa, mai ține mult. Dacă se ține puțin mai mult decât trebuie, doegă domitul imediat. Sare în sus, își ia geanta și a plecat. Mulți doiegi, mulți. În timp ce oamenii consacrați tac din gură, doegă domitul are gura mare. El nu are rușine nici de casa lui Dumnezeu, nici de pastor, nici de nimic. Nici de prezbiter, nici de diacon, de nimic. Doieg are gura mare. Cel care lucrează în neliniște este ascuns omul. Este căpetenia păstorilor. Cum să-l pui tu pe doieg, Saul, acest netăiat împrejur, să conducă pe păstori, el să-i supravegheze? Doeg aștepta clipa când avea să-i condamne la moarte pe cei care erau din poporul lui Dumnezeu. Se făcuse frați cu ei. Probabil îmbrăcămintea omului acestuia era identică cu îmbrăcămintea celor din Israel. De multe ori nu ne dăm seama care sunt doiegii din biserică pentru că suntem îmbrăcați la fel. Costum tu, costum eu, costum... Da, cravată, cămașa albă, frumos, încălțăminte. Doeg te paște, te așteaptă să vină ziua aceea când va scoate sabia și te va executa pe loc. Doamne, ferește-ne de doiegii lumii acesteia. Vă spuneam că ocupația acestui om era căpetenia păstorilor. Era un om infiltrat. Un om sub acoperire, așa cum sunt mulți astăzi, infiltrați. De multe ori ne bucurăm când avem botez și în loc de Domnul trimite, spune Spiritul Profetic, 3 sau 4 persoane care Domnul face apel la inima lor și Satan trimite și el 2-3 persoane. Și noi ne bucurăm că zicem, măi, avem 6-7 persoane, ce bucurie, Doamne, și...
Dar Doeghe Domitul a intrat aici, nu se va schimba niciodată, decât și-a luat îmbrăcăminte, mantaua poporului Dumnezeu. Dar în interior, sub mantaua aceea, inima lui este neagră. Neagră. Doamne, ferește-ne de Doeg Edomitul. Acest Doeg Edomitul este simbolul creștinilor neconsacrați care vin în casa lui Dumnezeu doar să înțepe pe frați. Aș vrea să citesc din spiritul profetic, să dăm puterea ceea ce am spus până acum. Patriarhi și profeți, pagina 655. Dumnezeu cere ca poporul său să fie iubitor de adevăr, chiar și în primejdiile cele mai mari. David l-a rugat pe preot să-i dea 5 pâini. Omul lui Dumnezeu nu avea la îndemână decât pâine sfințită, dar David a reușit să-i liniștească îngrijorările și să obțină pâinea pentru a-și potoli foamea. Atenție! Iată însă o nouă primejdie. Doeg, mai marele peste păstorii lui Saul, care primise credința evreilor, uitați-vă, primise credința, s-a infiltrat în interior, își aducea și el la îndeplinire voturile la locul de închinare. Văzându-l pe omul acesta, David s-a grăbit să-și găsească un alt loc de adăpost și să-și procure vreo armă cu care să se poată apăra la nevoie. L-a văzut. L-a cunoscut. În timp ce preotul din Nob nu l-a cunoscut. L-a rugat pe Ahimelec să-i dea o sabie, dar acolo nu era decât sabia lui Goliat, care fusese păstrată ca amintire la cortul întâlnirii. David a răspuns, nu este alta ca ea, dă-mi-o! Curajul i s-a însuflețit din nou când a apucat sabia de care se folosise odinioară pentru a-l ucide pe apărătorul filistenilor. Patriarh și profet, pagina 658. Saul se pregătise să pună mâna pe David în peștera Adulam. Dar când a descoperit că David părăsise ascunzătoarea, s-a înfuriat nespus de mult. Fuga lui David era o taină pentru Saul. Cum să fie o taină? Este o taină pentru că tu te-ai depărtat de Dumnezeu. Ai ales să-i întorci spatele lui Dumnezeu. El nu putea să-și explice aceasta decât presupunând că în tabăra sa erau trădători care îl înștiințaseră pe David de apropierea și planurile sale. Omul era plin de băutura aceasta diabolică, babiloniană. El nu mai știe de Dumnezeu. El a susținut înaintea sfetnicilor că s-ar fi alcătuit o conspirație împotriva lui și oferindu-le daruri bogate și poziții de onoare, i-a mituit ca să-i trădeze pe aceia din popor care ar fi prieteni ai lui David. Atenție! Doeg, Edomitul, a devenit un pârător. Măi, și câți pârători avem? Și de multe ori toți am fost. Noi credem că dacă avem gură, decât îi dăm să mănânce și să pârâm pe frații noștri. Cel care pârăște pe frații este satana, oameni buni. Să ne ferească Domnul să mai facem păcatul acesta. Să pârâm pe frații noștri. Auziți ce face acest Doeg Edomitul? A devenit un pârător, îndemnat de ambiție și lăcomie și plin de mânie împotriva preotului. Atenție acum, este foarte important, care îl mustrase pentru păcatele sale. A povestit despre vizita lui David la Ahimelec, înfățișându-l lucrurile într-o așa lumină, încât furia lui Saul împotriva omului Dumnezeu a fost aprinsă. Vedeți de ce a fost trimis acolo? A fost închis acolo. El făcuse niște greșeli, niște păcate, iar preotul lui Dumnezeu îl mustrase să se pocăiască. Iar omul acesta i-a prins bine acum. Măi, să mă răzbun, de când aștept eu ziua aceasta? Și a venit ziua aceasta. Și l-a pus pe preotul acesta, Ahimelec, într-o lumină proastă înaintea împăratului, încât împăratul să vede ce face. Încât furia împăratului lui Saul,
împotriva unui lui Dumnezeu a fost aprinsă. Cuvintele acestei limbi răutăcioase, care arunca foc, au trezit cele mai rele sentimente în inima lui Saul. Vedeți dumneavoastră, prima dată omul acesta nu a omorât, nu a ucis cu sabia, ci a ucis cu gura și a aruncat cuvinte amestecate cu foc. Vedeți dumneavoastră, noi nu am ajuns la sabie. Dar după cuvintele acestea pe care le aruncăm acum, va veni o zi când vom lua sabia și îl vom ucide pe fratele nostru. Că așa suntem. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Să nu facem așa ceva. Sunt frații noștri. Cum să? Sunt frați care îi desfințează prin vorbă, prin cuvinte își desfințează frații. Ei știu să mânuiască cuvântul și fac. Îi aduc într-o disperare profundă, familii întregi nu mai vin la adunare pentru că au fost masacrați, măcelăriți prin cuvinte. Dar ce am făcut, mă? Ce am făcut? Am zis și eu câteva vorbe. Dacă îl vezi pe unul că tace din gură și nu vrea să se apuce cu tine și nu știe să vorbească așa de mult cum vorbești tu, înseamnă că ai dreptul să-l tai într-una, într-una și să arunci o travă și foc din gura ta blestemată asupra lui. Doamne, iartă-ne! Mulți doiegi sunt astăzi printre noi. Înnebunit de furie, el a declarat că întreaga familie a preotului trebuia să moară. Întreaga familie. Vă dați seama ce a spus omul acesta, doieghedomitul acolo. Nu numai Ahimelec, ci și membrii casei sale părintești, 85 de oameni care purtau efodul de in, au fost omorâți din ordinul împăratului de mâna criminală a lui Doeg. Dragii mei frați, de la gură până la sabie a fost foarte puțin. Spune Scriptura că i-a chemat și au venit cei de acolo. Și au venit copilași mici, au venit bătrâni, au venit toată familia, toți au venit. Nu s-au așteptat de tratamentul acesta inuman la care au fost supuși. Cine să-i judece acum? Doeg? Păi de ce l-ai trimis Saul acolo? L-ai trimis să fie mustrat. De data aceasta uitați-vă că Doeg își ține prezentarea acolo în fața lui Saul. El ridică pe împărat în fața celor care tăceau. Și Saul, uitați-vă ce face Saul. Saul le spune alergătorilor, îi vedeți, ia, ucideți-i pe toți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că alergătorii, cei care erau slujitori împăratului, n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. N-au voit. Nu am găsit ce s-a întâmplat cu cei care nu au ascultat porunca Domnului. Nu scrie aici. Atunci, spune împăratul, a zis lui Doeg. Mă, dacă ăștia nu vor, Doeg, tu ai vorbit rău despre ei și sunt atât de nervos, oamenii aceștia trebuie să moară. Întoarce-te și lovește-i pe preoți. Și acest om, creștin doar cu numele, creștin neconsacrat, omoară copiii lui Dumnezeu. S-a întors și a lovit pe preot și a omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul. 85 de oameni. Un om nelegiuit. Omul acesta, creștin neconsacrat, el nu a făcut parte din poporul lui Dumnezeu. A venit chipurile să se alăture poporului lui Dumnezeu. Dar gândul lui era să se infiltreze aici și să facă rău. Iar lângă Saul, care nu mai era omul lui Dumnezeu, întorsese spatele lui Dumnezeu, i-a venit foarte bine acest om lângă el. Slujeau amândoi același Dumnezeu, pe Satan. Am vrut să văd ce înseamnă edomit acum. Dacă Doeg înseamnă cel care lucrează cu neliniște, îngrijorat, fricos, edomit înseamnă roșu, rumen, roșcat, roșu. Sunt mulți când sunt mustrați,
se înroșesc. Sunt mustrați. Dar acest om, așa era el, roșu, edomit. Am căutat să văd, trebuie să fie ceva cu culoarea aceasta roșie. Haideți să văd de unde vine culoarea aceasta roșie. Cine mai este cu roșu? Și am găsit ceva, Apocalips, capitolul 12, care are legătură cu această culoare. I-am găsit Dumnezeul acestui om. 12:3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roș, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești. Un balaur roșu, acest doeg edomitul, de fapt, era omul satanei, un creștin neconsacrat, un creștin care nu-L iubea pe Dumnezeu, dar poza în creștin. Ajunsese să fie pus căpetenia păstorilor. Culoarea roșie. Da, sunt multe aici despre culoarea aceasta roșie. Stacojiul, care o găsim în Apocalips, capitolul 17, versetul 4. Apocalips, capitolul 18, versetul 11 și 12. Apocalips 18, cu versetul 15 și 16. Purpură și stacojiu. Vedeți dumneavoastră? Opulență, respect. Pe final, o nouă putere, o fiară. Fiara aceasta care va îngrozi întreg pământul. Biserica romano-catolică este îmbrăcată în roșu. Are ceva din culoarea lui Doeg, are ceva din culoarea tatălui, Dumnezeului lui Doeg, balaurul roșu. Foarte mult sânge a curs. Din anul 538 până în 1798, copiii lui Dumnezeu au fost măcelăriți. Vreau să vă spun că la final pământul va fi stropit din nou cu sânge. Era o mare persecuție. Se va apropia de casele noastre. Roșu. Biserica romano-catolică s-a trezit. Iar evenimentele ne arată că este așa de târziu. Mă aștept din mai 2020 să trecem la un alt nivel, unde cei mai mari, legea lui Dumnezeu va fi călcată în picioare. Sabatul va fi dat la o parte și prin lege se va ridica duminica și obligatoriu duminica să se țină de aici înainte. Balaurul roșu. Biserica romano-catolică, stacojiul roșu. Doeg edomitul roșu. Creștini neconsacrați, îmbrăcați în stacojiu, defilează, fraților, prin mijlocul nostru, conducând pe frații pe calea cea largă care duce la pieire. Iuda, Doeg, caracteristicile acestor oameni sunt astăzi prezente în mijlocul nostru. Rog pe Domnul să ne trezească la realitate, pentru că trăim un timp așa de târziu. Istoria lumii noastre este pe sfârșit. Ultimele bobițe de siliciu în clepsidra aceasta timpului mai cad. Mai sunt câteva. Aproape s-a terminat. Dacă până acum nu am luat-o în serios
cu pregătirea noastră pentru cer. Și în loc de creștini consacrați, am fost creștini neconsacrați. Ar trebui să plângem înaintea lui Dumnezeu și să tocim genunchii noștri și să strigăm, Doamne, iartă-ne! Iartă-ne pentru că mai avem așa de puțin timp. Iar noi am rămas în urmă cu pregătirea. Vrem să fim consacrați pentru cer. Vrem să slujim cu credincioșie de aici înainte și vrem să facem voia Ta. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Iar când Domnul Iisus Hristos va veni, să facem parte din cei care vor sta la dreapta și vor fi chemați pe porți încetate în împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, oameni buni, creștinii neconsacrați vor omorâ pe frații lor. Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute, să ne apuce de mână în aceste timpuri și să ne ridice din mocirla aceasta păcatului. Iar noi, întorcându-ne la Dumnezeu, pe umerii noștri, să fie așezată haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Vă invit, dragii mei, să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc din tot sufletul pentru că și în această seară Tu ai fost alături de noi și cuvântul Tău a fost transmis din partea Ta, am simțit din nou prezența Duhului Tău cel Sfânt care a fost aici. Sunt multe fraze și cuvinte pe care le-am simțit că Tu le adaugi acum și le-ai pus de la Tine, Doamne. Îți mulțumesc că ai condus așa de minunat. Nu pot decât să dau slavă și glorie numelui Tău cel mare. Fă, Doamne, ca acest cuvânt care a fost transmis și care are amprenta divină, fă-l, Doamne, ca să ajungă în casele oamenilor, iar împreună cu acest cuvânt, intră Tu și deschide inimile care sunt încuiate, iar multe familii, suflete, copii, tineri, bătrâni, să se întoarcă la Tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Tu vrei, Doamne, ca să ne faci creștini consacrați pentru Tine și să înțelegem că cei neconsacrați le vei spune cândva că nu-i cunoști. Ajută-ne, Doamne, ca să de aici înainte să folosim frumos numele Tău și să ne purtăm frumos înaintea Ta, să dăm dovadă că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos, iar în vorbire, purtare, gândire, să arătăm ceea ce vrei Tu să transmiți omenirii. Ajută-ne să înțelegem că pe timpul acesta al sfârșitului Tu ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să luminăm, ca oamenii uitându-se la noi să Te vadă pe Tine. Iartă-ne că de multe ori nu a fost așa. Iar în loc de lumină am adus îndoială și întuneric. Iartă-ne, Doamne, și ajută-ne ca de aici înainte să luminăm, iar puterea Ta să fie asupra noastră. Rămâi cu familiile noastre, întinde-ți mâinile peste fiecare dintre noi și ajută-ne ca să strângem rândurile și să fim uniți și să slujim cu credincioșie până când Tu vei reveni pe pământ să ne iei acasă. Îți mulțumesc că ne asculți, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. La încheiere vă reamintesc, distribuiți, nu știu cum se face, copiați linkul acesta și puneți-l la dumneavoastră pe grupuri, în pagină, ca să poată fi urmărit de multe persoane. Am observat că, așa cum v-am spus la început, cel rău dorește ca prezentările de la Iacov Israel să nu mai fie transmise oamenilor. Dar cu ajutorul dumneavoastră, și sunt convins că Duhul Sfânt vă va îndemna să faceți lucrarea aceasta, pentru că nu este a mea. Eu nu am niciun câștig. Din contră, stau în picioare aici, câteodată am probleme, mă doare capul, dar stau să predic cuvântul lui Dumnezeu. Câștigul meu va fi în împărăția lui Dumnezeu când Te voi vede pe Tine
cel care te-a întors la Domnul și mă voi bucura împreună cu frații mei. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.